Salutare, oameni buni, o să facem un bilet la pariuri pentru astăzi. Ieri am dat un bilet din tenis, am dat Vuzelescu să ia un set. A luat, chiar a câștigat cu Van Uytvanck 2-0. Mai a avut să ia un set cu Dermetova, cu Bencic, a luat și mai avem Rybakina să câștige meciul cu Golubici. În meciurile de vineri seara din fotbal am ieșit cu Lyon. Lyon, una dintre echipele foarte puternice, are 3 victorii, 2 victorii, un egal și o înfrângere. Egalul ăla cu Bordeaux a fost, acolo a fost ca mizerie, acolo a fost ceva manevră, ceva dubios acolo, cu Bordeaux care nu e cine știe ce echipă, Lyon acasă n-a putut să-i bată, pe aia a luat și tot o înfrângere în deplasare la Montpellier, în timp ce cei de la Amiens au mers foarte prost, 3 înfrângeri, o singură victorie. Amiens are doar înfrângeri cu Lyon în ultimele 4 meciuri directe, 0-1, ce clar Amiens în Lyon. Și acum Lyon în continuare, chiar dacă are absent roșu tâmpitul ăsta de Mendes, în fața au jucători buni, e o echipă solidă și în apărare. O să jucăm Lyon X2 și 2 plus goluri la o cotă de 1.48. Apoi Bohemians cu Watford, o să joc din Irlanda, un meci mai mic, așa, mai necunoscut, dar am analizat cât de cât numărul de goluri care s-au înscris în campionatul irlandez și am văzut că au înscris foarte multe goluri. Watford a pierdut. Să jucăm Bohemians Watford 2 plus goluri la cotă de 1.23. Cu 9, Liga 1, CFR Cluj joacă cu Voluntari. Voluntari, una dintre cele mai slabe echipe pe ultimele locuri. Au făcut, e adevărat, au bătut pe FCSB, dar în rest au făcut mai multe egaluri. Au avut un egal chinuit și cu egal, în interes CFR-ul a avut victorii cu Botoșani la scor, victorii cu Hermaștea la scor, a avut cu Dinamo victorie mai grea 1-0, în rest pe teren public am tot am jucat, i-au jucat și în cupele europene, foarte bine și în campionat, pentru că în campionat băgau rezerve, dar tot au reușit să câștige multe meciuri. Sunt o echipă solidă, Voluntariu clar nu prea are cu ce să încurce foarte mult, o să jucăm CFR câștigă și 0-4 goluri. Wolfsburgul e echipa mult mai solidă. Și eu zic că Wolfsburg marchează aici la cotă de 1.22.